zile v-am găsit, există indicii și documente că anumiți oameni de afaceri sunt protejați în fața legii de instituțiile statului. Mai exact, beneficiază de un tratament preferențial în anchetele penale. Multimilionarii sunt folosiți de procurori și de către serviciile de informații pentru a-i denunța pe politicieni. Mecanismul denunțătorului protejat a fost testat cu succes în dosarul Microsoft. Urmează însă și alte dosare grele făcute pe același tipar. Dacă faci denunțuri, rămâi cu banii și scapi și de pușcărie. Un asemenea caz este dosarul UTI sau dosarul EADS, care urmează a fi detonat. Așadar, anumiți milionari care au dat și au luat șpăși de zeci de milioane de euro rămân cu banii din șpagă și scapă de pușcărie. Este normal acest lucru? Eu zic că nu. Justiția spune însă că este perfect normal ca anumiți hoți să scape. Amănuntul important este că doar anumiți milionari scapă de dosare. Cine hotărăște însă numele celor protejați? Pe ce criterii se face, de fapt, justiție în România? Acestea sunt întrebări fără răspuns clar. Unii spun că vor scăpa doar afaceriștii conectați la un anumit serviciu de informații. Alții se jură că justiția este corectă și scapă cine denunță primul. Astăzi am să vă prezint trei hoți de lux, afaceriști despre care justiția spune că au luat sau au dat șpăgi de zeci de milioane de euro. Șpăgarii sunt în libertate și se bucură de milioanele câștigate din infracțiuni. Primul pe listă este Claudiu Florică, creierul din spatele dosarului Microsoft și omul implicat în afaceri cu Ministerul Educației. Florică este ginere lui Aurel Cornea, un important lider sindical de la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Florică nu a făcut nicio zi de pușcărie după ce a denunțat faptul că a coordonat rețeaua Microsoft prin care statul a fost prejudiciat cu zeci de milioane de euro. Mai mult, Florică a rămas cu banii rezultați din intermedierea licențelor Microsoft către guvern, un contract obținut prin corupție. Rezultă că și profiturile sale au fost obținute tot prin corupție, dar justiția susține că poate păstra acești bani. Acum Florică poate fi observat prin cafenelele de lux în București. În timpul liber, creierul afacerii Microsoft face achiziții imobiliare uriașe. Recent a cumpărat fostul sediu al PRM, o impunătoare vilă de 4 milioane de euro în centrul capitalei. Celălalt partener de șpăgi al lui Claudiu Florică se simte și mai bine. Numele său este Dinu Pescariu și deține în zona de nord a Bucureștiului cel mai luxos centru sportiv de întreținere și spa din România. Pescariu servește zilnic masa într-unul dintre restaurantele de lux situat pe proprietatea sa imensă de 6 hectare de pe malul lacului Tei. Baza sportivă a lui Pescariu a fost ridicată pe ruinele fostului complex sportiv comunist Putezătorii, unde se antrenau tinerii sportivi excepționali. Pescariu a transformat baza Putezătorii într-un imens spa și spațiu de distracție pentru bogătașii Bucureștiului. Această bază Putezătorii a fost preluată de Pescariu tocmai de la Ministerul Educației. Coincidențele sunt a naibii de mari. Pescariu este prieten cu Claudiu Florică, socrul lui Florică, sindicalistul Cornea. Din educație este un apropiat al PSD și ale Caterinei Andronescu. În mandatul Ministrului Educației Andronescu, acest Pescariu a pus mâna pe baza sportivă. Firește că niciun procuror de nea nu îndrăznește să-l întrebe pe Dinu Pescariu cum a luat baza sportivă de la Ministerul Educației, deși procurorii dețin un raport al Curții de Conturi despre această afacere puturoasă. Pescariu este liber în continuare după ce a intermediat șpăgi de circa 9 milioane de euro în afacerea Microsoft. Este de presupus în mod logic că Pescariu o fi investit ceva bani în baza sportivă după șpăgile repetate din afacerea Microsoft. La fel, niciun procuror de nea nu este interesat de această pistă. Surse de presă au arătat că Dinu Pescariu și Claudiu Florică au beneficiat de serviciile unui avocat apropiat și el de anumite servicii, acelea de informații. Avocatul lui Pescariu și Florică ar fi înrudit cu un important general din servicii. Mâine o să-l cunoașteți pe cel de-al treilea afacerist care a dat șpăgi imense, dar care a scăpat de pușcărie. Nu întâmplător, el este fiul unui general de armată. Așadar, mâine o să vedeți istoria afacerii UTI, ce ducnește și ea de la o poștă a servicii de informații.